Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii SOS Sănătatea. În platou emisiunii noastre, doamna farmacist dirigente Magdalena Vădăni, o doamnă cu care de mult vreau să fac o emisiune în care să abordez subiectul a ceea ce a fost farmacia de altă dată, cu ceea ce a ajuns să însemne farmacia astăzi. Bine ați revenit. Mulțumesc la CNS, invitație. Doamna farmacist, ne cunoaștem de... De o viață de om, ne cunoaștem de pe vremea când conduceați o farmacie celebră prin cremele pe care le realiza acolo. Cât a trecut de la acea etapă până ajunge la această epocă nebună care a deformat și ideea și de farmacie și de profesie, da, și de medicament și toate. Nu numai în domeniul sănătății, dar și în alte domenii, toate au luat într-un declin, parcă. Ce să vă spun? Îmi amintesc cu drag de începuturile farmaciei, când farmacistul stătea mai mult în laborator, farmacistul prepara tot ce lipsea din aprovizionarea cu medicamente de la fabricile existente în acea perioadă. Exista și import, dar un consum foarte mare era pe produsele elaborate în farmacie sau pe rețetele magistrale scrise cu multă dăruire de medici, pentru că realizase că în aceste ingrediente, făcându-se un amestec și fiind bine făcut, obținea rezultate mult mai bune decât un tipizat care avea unul sau două ingrediente. A fost o perioadă frumoasă când, într-adevăr, farmacia era o unitate sanitară respectată, nu era considerată în rândul comerțului, iar farmaciștii căutau cu drag să acopere golurile din aprovizionare. Anii au trecut repede, a venit Revoluția și post-Revoluție lucrurile au luat o altă direcție. Putem să spunem chiar că au luat o razna. Da. Dacă la început, în anii 90-91, s-a propus o legislație pentru farmacie în care se reglementa numărul farmaciilor, farmacistul care poate să conducă o farmacie, aceasta trebuia să aibă examenul de primar, deci să aibă o vechime de cel puțin 5, 6, 7 ani, cu examenul de primariat luat. Farmaciile trebuia să fie înființate în funcție de demografia orașului sau localității respective. Era la un moment dat la 5.000 de de locuitori și la o distanță de cel puțin 500 de metri. Însă asta s-a respectat acest proiect legislativ câțiva ani, până când în domeniul farmaceutic au intrat persoane care nu aveau nicio treabă cu profesia noastră, iar niște oameni care au văzut că este un posibil avantaj material și să transforme în comerț. Și noi acum suntem conduși de Ministerul Sănătății, suntem sub aripa dânsului, el ne reglementează toate prețurile, ei ne reglementează aprovizionarea, ei aduc medicamente noi sau scot aceste medicamente, deci este coordonatorul nostru principal, dar, din păcate, suntem băgați și la comerț, uitându-se că, de fapt, medicamentul nu este un obiect comerț, ci este o prescripție a unui medic pentru un pacient cu o anumită afecțiune. Care e rolul în toată această ecuație a celei vestite Agenția Medicamentului? Să știți că Agenția Medicamentului a rămas totuși pe baricade, într-un fel. Ea se luptă cu multe ordonanțe și multe
intervenții care nu și-au rostul. Ei controlează toate medicamentele care vin din import, sunt controlate riguros și analitic și calitativ și sunt retrase din consum la anumite semnale și nu știu cât de bine colaborează cu cei care vor să treacă peste anumite reguli și să mărească avantajul material. Haideți să ne întoarcem la începuturile carierei, profesiei dumneavoastră. Când ați venit? Sunteți o mașancă? Nu. Când ați venit în Roman? Am venit în Roman din 1970 și aici am rămas, am îndrăgit orașul, aici locuiesc, aici mi-am crescut copiii și aici încă lucrez în continuare, luptându-mă în economia de piață să putem să supraviețuim în această concurență neloială. Ați venit într-un oraș în care această meserie era extrem de respectată. Da. Vorbim de acele spițerii interbelice. Vreau să știu că sunteți și vicepreședinta Societății de Istorie a Medicinei și Farmaciei. Aș vrea să ne întoarcem un pic la acea epocă interbelică de glorie, a ceea ce a însemnat sănătatea, da, în fostul județ Roman, cu toate plusurile și minusurile ei. Da, pentru mine a fost o epocă de aur, pentru că am întâlnit în farmacia care am fost repartizată, farmacia policlinicii, am întâlnit farmaciști de calitate, farmaciști care au avut care au avut și farmacii particulare și au fost naționalizate în 1949 și care s-au readaptat, farmaciști pensionari care mi-au fost modele și pe care n-am să-i uit niciodată. Deci era o atmosferă deosebită. Medicii veneau tot timpul în farmacie să se consulte ce medicamente sunt, ce se poate prepara, ce lipsește ca să nu mai poarte bolnavi pe drumuri, cum se întâmplă acum. Erau tot timpul niște discuții din astea din care câștigam reciproc, dar cel mai mult câștiga pacientul. Era o atmosferă deosebită, vă spun, care n-am să o uit niciodată și care am încercat să o aduc și eu în farmacia care am format-o în 1975 pe Bogdan Dragoș. Chiar a fost între primele farmacii noi. În zona aceea, că nu era nicio farmacie și eram renumiți pe județ și pe două județe, eram renumiți prin preparatele noastre. Aveam un consum foarte mare de substanțe farmaceutice care arăta preocuparea noastră pentru produse elaborate. Aș vrea un pic să vă referiți la farmaciștii din generația aceea veche, de așa numiții breslași, de genul farmaciilor, lanțul de farmacii Mărieș. Da, am cunoscut-o, da. Am lucrat cu farmacista Ivan, care era din familia Tebinca, ea chiar mi-a fost model, o colegă deosebită care tot timpul își găsea ceva de lucru. Se vedea că avusese farmacie, că era responsabilă de realizările farmaciei pentru a supraviețui și ne dădea lecții fără să ne atragă atenția. Deci avea un comportament deosebit. Suferise foarte mult. La un moment dat îmi povestea că a fost muncitoare în fabrica de zahăr după ce a fost naționalizată farmacia și lega sacii cu zahăr, dar n-a disperat, iar când a început din nou posibilitatea să fie angajată, s-a angajat în policlinică cu jumătate de normă. Era foarte meticuloasă, foarte ordonată.
disciplinată. Nu exista să paseze o rețetă de la unul la altul, să se fofileze sau, vă spun, n-am să uit niciodată, pentru că, într-adevăr, erau niște farmaciști formați într-o economie de piață în care era o concurență, dar concurența era într-un fel de loială. Fiecare căuta să-și câștige pacienții prin felul cum se comporta. De fapt, să știți că în perioada interbelică farmaciile erau o afacere, să zic, de familie. Acolo lucra familia întreagă, mai ales mă refer că am căutat mult în arhiva și m-am axat mai mult pe familia Tebinca, care de generație a avut farmacii. Chiar am lucrat și am colaborat frumos cu farmacista Olimpia Tebinca, care a fost șefă la farmacia din Piața Republicii. Era o colegă deosebită, se purta frumos și cu cei noi și cu cei mai de vârsta dânsii. Și mi-a părut rău că n-am mai putut să-și țină farmacia, pentru că intervenise o concurență mai neloială, nu se putea vorbi de o deontologie care era în vremea cealaltă, din păcate. Și a activat ca salariat după aceea până la vârsta de 80 de ani, deci destul de longevivă, și cu dorință de a învăța, de a împărtăși din cunoștințele ei celor noi veniți. Aș vrea să ne axăm un pic acum pe acea discuție pe care mi-am propus-o. De unde pasiunea dumneavoastră de a prepara în propria farmacie, în laborator, acele creme bazate foarte mult pe ceea ce ne oferă și ne pune la dispoziție natura. Da. Încă din timpul studenției am făcut practica în farmacii, unde la Iași, unde când am terminat facultatea, am făcut practică în farmacii, unde erau angajați cu jumătate de normă farmaciști pensionari, care avuseseră și ei la rândul lor farmacii. De acolo am învățat foarte multe lucruri. Erau și ei foarte conștiincioși, nu se plângeau niciodată de numărul de rețete și în timpul facultății noi am făcut multă botanică, un profesor deosebit care ne-a dus pe munți și am cules multe flori. Chiar în anul întâi de facultate am mers în Buceci cu dânsul să ne arate în vârful Cudor, bujorul de munte. Era o frumusețe în luna iunie. De acolo mi s-a atras și cu multe călătorii care le-am făcut în munți, în țară, pentru că sunt mari iubitoare de natură și mai ales acolo unde zonele sunt nealterate de această civilizație și invazia omului cu drepturi de pline, fără nicio obligație, că asta deranjează foarte mult, că pe orice potecă omul are dreptul să arunce o hârtie, un pet, stricând mediul și alterând mult natura sau rupând flori, culegându-le fără să se gândească că acea floare trebuie să ajungă la maturitate și să fie și pentru generația următoare. Multe specii au dispărut. Pentru această pasiune, pentru flori, pentru multe lipsuri de medicamente care erau, am început să adun ligule de gălbenele care mi le cultiva în fața școlii numărul 7. Le adunam cu copii, uscam în farmacie, că aveam un spațiu foarte mare, uscam aceste ligule și mă duceam la Iași, la Catedra de Farmacognosie, unde făceam extracții. Profesorul Emanuel Grigorescu, care era un erudit în chimia plantelor, făcuse facultatea de chimie și pe urmă facultatea de farmacie. Era un mare pasionat de extracte și de produse naturiste și m-a ajutat să fac multe lucruri.
venind cu extractul concentrat de legule în farmacie, iar țin minte când m-am dus odată cu o cutie mare de legule galbene, spunea că este aur, pentru că în comerț la vremea aceea se rupea floarea cu totul, cu receptacolul cu tot și nu numai petalele, legulele petale sunt așa și principiul activ, flavonele nu erau așa concentrate cum erau în aceste petale separate, uscate și bine conservate. Da, am început după aceea să extrag propolisul din, să fac ungvente. În vremea aceea nu se găseau aceste ungvente care acum se găsesc mult în piața farma. Motiv pentru care domnul doctor Epifanie Cozărăscu, care mi-a fost și el unul din modele și colaboratori, a fost foarte încântat de aceste produse. Alt monstru sacru al medicinii romașcane și iatroistoric și poet, un om care toată viața a dedicat-o bolnavului. Era de o modestie rară. Era un model. Era un om meticulos, da. Un om calculat. Da. Chiar avusesem o lucrare, cred că în 86, o lucrare la Slemin Moldova, a fost un simpozion pe țară și acolo am prezentat o lucrare cu acțiunea nucului, frunzelor de nuc, asupra zonei în care se dezvoltă acest copac. Era vorba, am extras iuglona din frunze și am făcut o demonstrație practică punând mai multe boabe de fasole. Acestea au crescut și după ce au crescut am început să tratez pe unele cu cantități din ce în ce mai mari cu această soluție apoasă de iuglonă. Și s-a dovedit că cea care avea mai puțină concentrație de iuglonă a început să mai crească, iar celelalte au încetat din creștere. Și am început să fac niște preparate pentru alergiile cronice și făceam tot așa extracții la Iași, făceam drumuri, eram și eu mai tânără și mă bucura că erau medici dermatologi care aveau încredere în aceste produse. Spuneți-mi, de când a, să spunem că a degenerat și această industrie în care au fost, au început să fie folosite din ce în ce mai des chimicalele și aș vrea să-mi arătați cât de nocive sunt aceste chimicale folosite în produsele cosmetice acestea față de ceea ce înseamnă această farmacie naturistă. Da. Să știți că spre marea mea bucurie mai sunt încă fabrici în țară. Este vorba de Hofigal, care este condusă de un inginer chimist foarte pasionat, deci are 80 de ani, face mereu extracții și a pus pe piața farmaceutică o mulțime de produse care sunt puțin cunoscute, dar cel mai cunoscut este Redigestul. Acum face o serie de extracte din muguri de plante cu acțiune în geriatrie destul de bune ca rezultat, nefiind deci acea substanță chimică obținută care de multe ori are și acțiuni secundare. Acum piața farma este invadată de aceste produse suplimente pentru că Ministerul Sănătății a intervenit brutal în reglarea prețurilor la medicamente și nu numai că aceste medicamente nu se mai găsesc, dar pentru supraviețuirea depozitelor și a celor care produc, atunci s-au reprofilat cumva pe aceste suplimente. N-aș vrea să spun că nu sunt bune, că nu sunt de calitate, sunt produse cu extracte din plante sau ce amestecuri mai au ele, însă au ajuns acestea la un preț foarte mare care pe mine mă surprinde și mă irită într-un fel, pentru că e una să aduci un medicament de import pentru cardiaci sau pentru reumatici care apare pe piața farma într-o
perioadă după studii și studii în laborator și, și au un preț derizoriu și în paralel cu ele apar aceste suplimente care nu au în spate studii ample, sunt supravegheate și controlate de Ministerul Agriculturii. Deci se obține foarte ușor acea liberă intrare pe piață, spre deosebire de institutul nostru, ANM-ul, care este mult mai drastic. Agenția Națională, da, Agenția Medicamentului, da. Doamnă farmacist, aș vrea să discutăm acum un alt subiect delicat, dar pe care îl trăim, mai ales noi cei din generația asta care ne apropiem de un sfârșit. Cum știm noi românii să distrugem ce avem mai bun? Mă gândeam acum, îmi venea în minte Gerovitalul. Da. Haideți un pic să discutăm. Să știți că nu-i distrus. Nu-i distrus, nu-i distrus, dar-i vândut străinilor și ce-a rămas acolo... Da. Ca și Institutul Cantacuzino, da, ca și discutam Institutul Cantacuzino din Iași. Chiar am avut un interviu undeva cu problema asta și mi-aminteam cu plăcere când mă duceam la Iași în primii ani după ce ne-am privatizat și acolo la institut găseam Polidinul, care în șase fiole, două, în trei zile și rezolva multe probleme, pe când acum au apărut niște vaccinuri foarte scumpe, aduse din afară. Am văzut probabil la broncopneococi, da, 2700 da. Și nu știu cât. Sunt, da, sunt și mai scumpe pentru mai copii, scumpe. Părinții nu au posibilitate să cumpere, și toate afară din în cantitate mare, în timp ce Cantacuzino nostru era un institut... Tot interesele acestea l-au distrus. Da, bineînțeles, da. Cred că mai mult să vină din import, suntem o piață de desfacere cu care noi da, da, suntem luptăm. De mâna a doua, știți? Da. Da. Că aici se experimentează și acele medicamente care în Occident de mult nu se mai folosesc. Probabil la medicamentele noi, să... noi, la noi nici nu poate fi vorba de ele. Nu, să știți că se aducă, chiar este îmbucurător faptul că a apărut pe oncologie și pe bolile rare au apărut medicamente, sunt foarte scumpe. Problema care mă deranjează pe mine este că la aceste medicamente scumpe se aduce și de multe ori nu este șansa unui rezultat bun și totuși se aduce, în timp ce la copii nu se acordă gratuitate absolută și sunt familii sărace care au, dacă au două, trei rețete nu pot să plătească partea compensată. În prima perioadă a fost o altă reglementare care era benefică pentru, era gratuitate pentru copii 0-1 ani absolută, era pentru elevi și studenți. Asta încă acum, din epoca dinainte de Revoluție s-a moștenit acea gratuitate. Da, dar acum a dispărut și toată lumea trebuie să plătească o cotă parte. Ce este mai dureros este faptul că a scăzut mereu. Dacă la început s-a pornit că are 90% gratuitate și 10% plătește, a scăzut această proporție, scăzând mult și prețul medicamentului, prețul de compensare, încât aproape bolnavul ajunge să plătească jumate din valoarea reală, deci nici vorba de 50%, care au fost cândva pentru anumite categorii, dar acea 90% care era pentru marea masă de pacienți a dispărut. Părerea mea este că și în industria farma, ca da. Și peste tot, au intervenit acele interese da, ale companiilor străine care vor să impună pe piața românească aceste medicamente. Nu știu dacă numai companiilor străine, nu știu. Dar la noi care și spune? Politica noastră este cum este. Și...
Nu știu de ce ne-am transformat în comerț și spun că politicul este vinovat pentru că farmacia era înainte o unitate sanitară unde se desfăcea medicamente pe bază de prescripție și avea un laborator. Obligativitatea laboratorului a fost scoasă pentru că s-a observat că laboratorul de medicamente nu este rentabil. Pentru că stai și faci 5-6 cântăriri pentru un singur produs, produsul este unicat și taxa laborul nu există și abia plătește ingredientele. Deci timpul nu investit într-un produs nu aduce beneficiu pentru a realiza un salariu în final. Luăm o scurtă pauză de publicitate, da, și revenim.